Salutare tuturor! Sunt Vasile Stepanuc, policy manager în cadrul Amcea Moldova și astăzi vreau să discutăm despre recentele modificări legislative care vizează sectorul construcțiilor, dar și piața imobiliară din Republica Moldova. Este vorba despre noile cerințe privind performanța energetică a clădirilor și certificarea performanței energetice a acestora, reglementate de legea număr 282 din 2023 privind performanța energetică a clădirilor, intrată în vigoare la 27 aprilie 2024 și regulamentul privind certificarea performanței energetice în vigoare din 26 septembrie 2024. Reglementări au fost introduse pentru a alinia legislația Moldovei cu directivele europene și pentru a sprijini tranziția către o economie mai verde. Ele vor avea un impact semnificativ asupra dezvoltatorilor, proprietarilor și utilizatorilor de clădiri, așa că este esențial să înțelegem noile cerințe. În primul rând, ce înseamnă performanța energetică a clădirilor? Ei bine, aceasta reprezintă un set de parametri tehnici care indică cât de eficient este consumul de energie într-o clădire. În termeni simpli, ne arată câte energie este necesară pentru a încălzi, răci sau ilumina un spațiu, luând în considerare izolarea, echipamentele instalate și alte aspecte tehnice. Modificările recente aduc câteva elemente esențiale, care trebuie luate în considerare de către dezvoltatori, investitori și proprietarii de clădiri. Astfel, toate clădirile viitoare trebuie să fie clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Unul din principalele obiective este reducerea consumului energetic și implicit a emisiilor de carbon. Astfel, standardele pentru materialele izolatoare au fost îmbunătățite, iar cerințele privind ventilarea controlată și recuperarea căldurii devin obligatorii pentru clădirile noi sau renovate. O altă noutate este accentul pe integrarea sistemelor alternative, adică de energie regenerabilă, cum ar fi panourile solare, sistemele de încălzire pe bază de energie geotermală sau eoliană și pompele de căldură. Deși acestea nu sunt obligatorii, clădirile care adoptă astfel de soluții vor beneficia de o clasă energetică mai bună. Totodată, în clădirile nerezidențiale viitoare, care au mai mult de 10 locuri de parcare, este obligatorie instalarea a cel puțin unui punct de reîncărcare pentru vehicule electrice și a infrastructurii integrate pentru reîncărcarea acestora. Conform noilor reglementări, toate clădirile noi și cele care urmează să fie vândute sau închiriate trebuie să aibă un certificat de performanță energetică. Acest certificat nu doar că evidențiază consumul energetic, dar împreună cu raportul privind evaluarea performanței energetice vine și cu recomandări pentru îmbunătățirea eficienței, ceea ce poate ajuta la reducerea costurilor pe termen lung. Clădirile vor fi clasificate pe o scară de la A la G, unde clasa A reprezintă cele mai eficiente clădiri din punct de vedere energetic, iar G cele mai puțin eficiente. Certificatul de performanță energetică se întocmește de către un evaluator energetic contra cost și are o valabilitate de 10 ani, dar poate fi revizuit dacă sunt efectuate lucrări majore de renovare care ar putea afecta performanța energetică a clădirii. Acest tip de certificat este necesar pentru toate clădirile sau unitățile de clădiri care sunt vândute, închiriate sau supuse unor renovări majore. Printre acestea se numără locuințele individuale, apartamentele, birourile, clădirile comerciale, dar și altele. Astfel, atunci când o clădire sau o unitate de clădire este scoasă la vânzare sau pentru dare în locațiune, proprietarul are obligația să prezinte potențialilor cumpărători sau locatari certificatul de performanță energetică. Acest document trebuie publicat și online, împreună cu anunțul de vânzare sau dare în locațiune, pentru a oferi transparență și informații relevante despre eficiența energetică a clădirii. După semnarea contractului de vânzare-cumpărare sau de locațiune, certificatul va fi înmânat noului proprietar sau Locatarului. De exemplu, dacă intenționați să vindeți un apartament, va trebui să aveți deja certificatul energetic și să îl includeți în anunțul de vânzare de pe site-urile imobiliare. După ce tranzacția este finalizată, veți înmâna documentul cumpărătorului. Acest lucru ajută cumpărătorii să înțeleagă nivelul de consum energetic al imobilului și posibilele economii la utilități. Similar se va proceda și în cazul unor renovări majore ale clădirilor sau unităților de clădire. Totodată, în cazul clădirii sau unității de clădire care nu a fost construită încă, se va publica informația privind indicatorii de performanță energetică, determinați în urma evaluării performanței energetice viitoare. În procesul evaluării performanței energetice viitoare, la înregistrarea certificatului de performanță energetică se adaugă mențiunea certificat preliminar. Totuși, legislația prevede și unele excepții de la obligația obținerii certificatelor. Astfel, nu este obligatoriu să obțineți un certificat de performanță energetică pentru clădirile care au un caracter temporar sau pentru clădirile separate cu o suprafață utilă totală mai mică de 50 de m De asemenea, sunt acceptate și lăcașurile de cult și clădirile protejate din punct de vedere al patrimoniului arhitectural. Nerespectarea respectare de către proprietarii clădirilor a cerinților menționate anterior, Atrage răspunderea acestora în conformitate cu articolul 177 alineatul 4 cu incile 1 din codul contravențional. Este important de menționat că, luând în considerare dispozițiile tranzitorii din legea privind performanța energetică a clădirilor, putem deduce că prevederile acesteia vor deveni perfect aplicabile în momentul punerii în funcțiune a sistemului informațional național în domeniul eficienței energetice. Și atunci când organul central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor va ajusta documentele normative în construcții pentru a asigura implementarea legii. Pe termen lung, noile reglementări vor avea un impact semnificativ asupra consumului de energie, contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Aceasta face parte dintr-un efort mai amplu de a atinge obiectivele europene de neutralitate climatică până în anul 2050. În plus, clădirile eficiente energetic vor ajuta la reducerea facturilor de energie pentru proprietari și chiriași, ceea ce reprezintă un beneficiu economic direct. În concluzie, dacă sunteți dezvoltator, proprietar de clădiri, sau chiar dacă planificați să achiziționați sau să închiriați o locuință, vă recomand să vă informați despre aceste noi reglementări și să luați măsurile necesare pentru a vă asigura că sunteți în conformitate. Noile standarde nu sunt doar un pas înainte spre sustenabilitate, dar și o oportunitate pentru toți cei implicați în acest sector. Mulțumesc că ne-ați urmărit! Dacă aveți întrebări sau doriți să aflați mai multe despre impactul acestor modificări asupra afacerii sau locuinței dumneavoastră, nu ezitați să ne contactați.